Gesturile de... Bă, dar mă gândeam, mă gândeam. E Gigi mortal, frate, deci a leșinat aseară. Mai zice, Gigi care îi scoate, îi bagă, îi face... Și, eu. Domne, zice, inadmisibil, domne, să-i face așa ceva unui jucător. Da, zice, da, nu care... se... Da, da, care îi scoate când vrea și... Inadmisibil, nu se poate să-l umilești așa pe un jucător. Nici eu n-aș fi făcut așa. Nici eu măcar n-aș fi făcut așa. Care Gigi îi bagă și scoate cum vrea. Aoleu, a fost, e mortal, Gigi. Bă, să joacă pe strategii, Gigi, uite așa. Zice, nici eu măcar. Dom'le, revoltător ce au făcut acestui copil. Mă înțeles? Băi, deci mă uitam aseara la Gigi. Mă înțeles? Mă râdeam. Mă înțeles? Zic, Gigi, zic, ia uite-l pe Gigi, mă înțeles? Dom'le, nu se poate ce au făcut, Dănuț, zice Rupu. Cum să, zice Gigi, cum să-l scoți? Cum să-i faci așa ceva lui Luis Munteanu? Este de neacceptat. Nici eu nu făceam așa ceva, zice. Băi, e de ce gură mare, mă. Cum? Bun. Mare, Gigi. Apropo de declarația lui Gigi, și Năluțu Varga are o replică dură la adresa lui Gigi Becali. Da, haideți să vă citesc declarații în exclusivitate pentru Fanatic despre Gigi Becali a lui Năluțu Varga, da, patronul CVR-ului. Și spune așa, spune așa domnul Varga. Îi transmit domnului Becali să-și vadă de echipa sa, să-și vadă de afacerea sa, să-și vadă de ciorba sa. Domnul Becali nu m-a auzit pe mine comentând despre jucătorii altei echipe sau despre fotbaliștii dânsului. Despre Bârligea n-am avut decât cuvinte de laudă. I-am transmis chiar un mesaj că el am dat cu inimă bună. De ce domnia sa tot se bagă și discută? Ce treabă are domnia sa cu Luis Munteanu? Să-și vadă tă treaba lui că la noi la CFR lucrurile sunt într-o normalitate. Nu este ca la dânsul. La noi antrenorul hotărăște. Bineînțeles că patronul are ultimul cuvânt, dar antrenorul la CFR Cluj, dar la CFR Cluj antrenorul este șeful. La noi este normalitate, nu ca la FCSB, unde patronul face și echipa și schimbările. Deci nu poate să ne dea nouă lecții patronul unui club unde domnesc atâtea anomalii. Am putea și noi să vorbim multe despre ce se întâmplă la FCSB sau despre ceea ce face domnul Gigi Becali, dar nu o vom face pentru că e vorba despre respectul dintre noi. Tare, Varga. Corect. Îi spun încă o dată public domnului Becali să ne lase în pace și să nu mai vorbească despre jucătorii noștri, despre antrenorii noștri, despre situația de la noi. Nu e fair, mai ales în condițiile în care eu am fost fair cu domnia sa. Am fost corect până la capăt cu Bârlige, așa cum mă știți dintotdeauna. Nu este, fiți atenți ce zice, Varga. Nu este normal ce face Gigi Becali și transmit doar atât. Oprește-te. Nu aș vrea să-mi pierd respectul pe care l-am pentru domnia sa. Haide să ne respectăm ca patroni și să ne vedem fiecare de echipa lui. Așa mi se pare firesc și mi se pare de bun simț într-un fotbal civilizat. Corect. Ce a spus e corect. Ce poți să comentezi? Declarație de bun simț a unui patron când divizia nu jignește, ci avertizează de lucruri. I-a zis, îi zice așa, Gigi, oprește-te. I-a zis, nu te mai băga, că și noi putem să vorbim... Cu argumente logice. Cum? Cu argumente. Da. Dar dur răspunsul. E prima oară când iese așa mai... Mai înțeles? Cred că la cât e de nervos, Neluțu, la câți bani a băgat, la cât e de nervos.